Doamnelor, domnilor, vă salut! Este timpul știrilor din Uniunea Eurasiatică, în studio Rodica Kravchenko. Chiar acum vorbim despre cele mai importante și interesante evenimente de pe cel mai mare continent. Ședința reprezentanților tuturor fracțiunilor parlamentare din țările Comunității Statelor Independente a avut loc la Moscova. La Bishkek a avut loc conferința internațională Islamul și Ortodoxia, religii ale lumii. În Armenia, reparația drumurilor cu semnificație regională și interstatală se apropie de final. Belarusul trece la ambalajul ecologic. Curșevelul uzbec, în Tianșianul de vest, se construiește o stațiune montană. Maestrii puzzle-ului. La Moscova a avut loc Cupa Mondială pentru asamblarea de mare viteză a cubului Rubik. Deja al doilea an consecutiv, reprezentanții tuturor fracțiunilor care reprezintă parlamentele țărilor CSI s-au reunit pentru a căuta noi domenii de cooperare. Cei prezenți sunt în mare parte uniți de trecutul sovietic. Ședința ordinară a reprezentanților tuturor fracțiunilor care reprezintă parlamentele țărilor din Comunitatea Țărilor Independente s-a desfășurat la Moscova. Cooperarea parlamentarilor din țările CSI oferă o șansă unică pentru implementarea proiectelor și inițiativelor educaționale în sfera umanitară, menită să păstreze memoria victoriilor noastre comune și să împiedice falsificatorii istoriei să strice relațiile dintre popoarele noastre. În Duma de Stat a Federației Ruse este în proces de inițiere un program internațional de memorie și recunoștință pentru a stabili cooperarea dintre orașe și sate. Șeful fracțiunii Edina Erasie este sigur că acest proiect va interesa toți parlamentarii CSI. Rolul diplomației parlamentare este în creștere, spune Alen Simonian. Trebuie să ne străduim întotdeauna să creăm o platformă eficientă pentru un dialog permanent pentru a discuta toate problemele de pe ordinea de zi, fără excepție. Noi oferim un rol special dezvoltării relațiilor între partide, atât cu colegii ruși, cât și cu colegii din alte țări CSI. Consolidarea relațiilor bilaterale și multilaterale, atât la nivelul fracțiunilor parlamentare, cât și la nivelul conducerii partidelor politice, dar cel mai important al tineretului, dă un impuls interacțiunii noastre. Reprezentanții fracțiunilor parlamentare au remarcat necesitatea dezvoltării cooperării active într-o serie de structuri, precum și informate interparlamentare. Împărtășirea diferitelor puncte de vedere și experiențe este cea mai bună modalitate de a găsi o soluție la problemele de pe ordinea de zi. Timpul ne consolidează prieteniile. Suntem gata să continuăm proiectele și programele de asistență, deoarece aceste relații contribuie la prosperarea țărilor noastre. Partidul Prosfesione Armenia nu este împotriva relațiilor de prietenie continuă cu țările CSI, dar consideră că doar trecutul comun îi leagă pe cei prezenți la întrunire, dar acest lucru însă nu este suficient pentru tineri. Noi nu am apucat să vedem Uniunea Sovietică. Avem nevoie de o nouă agendă care să ne unească. Pentru noua generație, doar a spune că am avut un trecut comun și că ar trebui să fim prieteni nu este suficient. Datorită faptului că ramurile puterii sunt sincronizate și lucrează în unison, Moldova a revenit în cadrul politicei pragmatice și prognozabile. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Zinaida Greceanăi în cadrul celei de-a 50-a ședințe aniversare a adunării interparlamentare a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente. În discursul său, președintele Parlamentului a menționat că Moldova a reluat plenar cooperarea cu țările Comunității Statelor Independente, inclusiv la nivel guvernamental, și că conducerea țării noastre este interesată într-o colaborare mai activă atât în CSI, cât și în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, unde țara noastră are statut de observator din 2018. Astăzi, Moldova are voință politică și deschidere pentru realizarea tuturor angajamentelor internaționale asumate. Țara noastră are o locație unică care permite relații reciproc avantajoase cu țările din vest și din est. Moldova intră în două mari zone libere de comerț, UE și CSI. Odată cu venirea noilor autorități, conducerea a adoptat o nouă viziune, care are la bază o politică externă echilibrată, stat militar-politic neutru, deschidere față de toți partenerii internaționali. Președintele Parlamentului a subliniat că toate ramurile puterii sunt sincronizate și lucrează în unison, prezentând garanții tuturor proiectelor investiționale. Potrivit speakerului, există un mare potențial de dezvoltare a unor proiecte comune în diferite domenii.
Protejarea investițiilor, previzibilitatea, deschiderea noului guvern, iată ce se poate la această oră, propune Moldova partenerilor externi și prietenilor din CSI. Participanții la adunarea interparlamentară a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente au examinat documentele pregătite de comisiile permanente și proiectul planului de norme model de perspectivă în CSI pentru anii 2020-2022. La Bishkek a avut loc conferința internațională Islamul și Ortodoxia, religii ale lumii. În cadrul acesteia au participat reprezentanți ai clerului din Federația Rusă și din țările Asiei Centrale, angajați ai organizațiilor internaționale, dar și experți renumiți. Lucrările conferinței au fost împărțite în sesiuni plenare și secțiuni. Participanții la întâlnire au putut discuta nu doar cooperarea intercredincioasă, dar și modul de contracarare a amenințărilor la adresa securității internaționale. Relație dintre islam și ortodoxie. Dialogul dintre credințe este baza păcii și armoniei publice. Vorbitorii evenimentului au subliniat valorile spirituale de bază, care asigură importanța deosebită a drepturilor egale, a dreptății și a unei atitudini tolerante față de reprezentanții altor religii. Este important să transmitem această proprietate unică descendenților, a menționat mitropolitul Vincențiu. Este citate din Biblie, este citate din Coran. Există citate din Biblie, există citate din Coran care au fost prezentate în discursurile de azi și nu se contrazic între ele. Acest lucru sugerează că atât islamul cât și ortodoxia unește doar. Este necesar să cultivăm idealurile islamului și ortodoxiei, care sunt foarte apropiate unele de altele. În lume, la etapa actuală, există tendința de a folosi religia în interesul forțelor grupurilor destructive și radicale și asta, spun specialiștii, provoacă tensiune sectară și afectează negativ situația socială și politică, creând conflicte. Avem un singur bloc, doar apartamentele sunt diferite. În apartamentul meu am un șamail în arabă. Vecinul ortodox are o icoană. Alt vecin poate fi și evreu și ateu, dar avem probleme comune. Este necesar să luptăm împotriva dependenței de droguri, alcoolismului. Copiii sunt lăsați la orfelinate. Există multe divorțuri. Există încă o mulțime de probleme în societate pentru care trebuie să luptăm împreună. Participanții la conferință sunt unanim pentru a contracara amenințările și provocările securității internaționale într-un mod coerent, la fel cum popoarele Uniunii Sovietice s-au confruntat împreună cu un inamic comun, fascismul. Interacțiunea dintre islam și ortodoxie în regiunea Asiei Centrale are un secol și jumătate de istorie. Cooperarea nu numai în domeniul religiei, ci și în domeniul culturii, științei și educației a devenit astăzi baza relațiilor bilaterale și armoniei. Pe finalul conferinței internaționale a fost adoptată și o rezoluție. O serie de idei creative și cele mai îndrăznețe proiecte de afaceri au fost prezentate de studenții universităților din Kârgâzstan la Festivalul Antreprenoriatului de Tineret și al Educației Antreprenoriale. Anul acesta, cei mai de succes antreprenori au fost și premiați. Pentru a-ți iniția o afacere de succes, nu este necesar să fiți un om de afaceri cu experiență deosebită. De exemplu, studenții de la Universitatea Internațională Alatoo au deschis o brutărie în regiunea Isık Kul și un atelier de producție de blocuri de nisip. Implementarea proiectelor de la idee și până la găsirea de fonduri pentru a cumpăra echipamentele necesare, tinerii antreprenori au luat-o pe seama lor. Acum, ambele industrii funcționează cu succes. Facem cercetări, regiunea, satul și găsim campionii din aceste sate care pot implementa proiectele, care sunt deja capabili să facă acest lucru și apoi întocmim un acord cu ei și lucrăm. Acolo am creat 5 locuri de muncă, iar prin inițierea afacerii cu blocul de nisip am creat 10 locuri de muncă. Și acum avem deja 15 locuri într-un singur sat. Una este însă să vii cu ideea unui proiect, dar e cu totul alta să-l implementezi. Programul internațional Enactus vă învață cum să vă orientați ideile în direcția corectă și ce să faci pentru a le pune în aplicare. Enactus este o comunitate de studenți unită prin ideea de a folosi puterea antreprenoriatului pentru a schimba viața oamenilor. Programul nostru oferă cunoștințe practice și învață pe elevi să interacționeze cu liderii în afaceri și ei, în cadrul unor astfel de evenimente, învață cum să-și aplice corect cunoștințele în practică. Și când au absolvit deja universitatea, foarte ușor își găsesc un loc de muncă. Acesta este deja, de fapt, un specialist practic calificat.
La Festivalul Antreprenoriatului de Tineret și Educația Antreprenorială au fost prezentate 5 proiecte sociale și antreprenoriale ale studenților Enactus Kârgâzstan. Cei mai de succes tineri antreprenori din 2019 au primit premii bine meritate la 10 nominalizări. Все проекты Enactus с 2020 года Din 2020 toate proiectele Enactus vor fi susținute de stat și vor fi alocate resursele financiare necesare. În Kârgâzstan avem multe proiecte cu finanțare internațională și aceste fonduri vor fi direcționate către proiectele propuse. На предлагаемые проекты со стороны Enactus. Ideile antreprenorilor sunt susținute și de Ministerul Educației și Științei. Ministerul Educației și Științei din Kârgâzstan a menținut multă vreme relații strânse cu Enactus Kârgâzstan. Ne motivăm angajații, instituțiile, departamentele, universitățile, în primul rând, pentru ca această mișcare să meargă înainte. Ajutăm și vom continua să lucrăm îndeaproape unii cu alții. Viitorul este în mâinile tinerilor. Studenții cu inițiative sunt capabili să creeze multe, cel mai important însă este să-i direcționăm pe calea cea bună și să le oferim oportunități de dezvoltare. Mai mult de 300 km de drumuri. În Armenia deja ajunge la final reparația traseelor interstatale și regionale. Unele localități au așteptat acest eveniment încă din secolul trecut. Detalii în următorul reportaj. La fiecare 3-4 metri, în conformitate cu standardele de construcție, trebuie să fie măsurată grosimea asfaltului. Un dispozitiv special este coborât în asfaltul fierbinte, setând în prealabil parametrii necesari. Primul strat, după compactare, trebuie să aibă cel puțin 4 cm. În continuare, o vor așeza pe a doua, un total de 8 cm de asfalt. Pentru siguranța că totul a fost făcut corect și la timp, se desfășoară o monitorizare atentă. Temperatura asfaltului trebuie să fie de la 130 la 150 de grade. Acest lucru este important astfel încât să stea bine și să se compacteze sub role. Dacă este mai mic, materialul va fi returnat înapoi la producție. Pentru locuitorii satului de Hțut, astfel de lucrări de amploare sunt un adevărat eveniment. Ultima dată când locuitorii au văzut un asfalt nou a fost în anii 83 ai secolului trecut. În fiecare zi mașinile noastre erau avariate. Aici drumurile aveau o stare groaznică. Am încercat singuri să remediem situația, dar a fost temporar. Acum aici sunt aproximativ 1,5 km de asfalt proaspăt. În sat mai sunt multe drumuri deteriorate, dar vor fi reparate anul viitor, la fel și drumurile din satul Sis. Sătenii sunt gata să aștepte. Ne bucurăm că anul acesta au turnat asfalt nou pe tronsonul care leagă satul cu cel mai apropiat oraș Mazis. Acum avem un erou în sat, Samvel Oganesian, în vârstă de 11 ani. În această vară, băiatul i-a cerut premierului care a venit în inspecție un asfalt nou. Acum băiețelul poate nu doar să meargă cu prietenii pe un drum bun, ci să călătorească în voie pe bicicleta lui nouă, care i-a fost dăruită de primarul satului. Am cerut, dar asfalt așa și nu a fost. Apoi am decis să-i reamintesc încă o dată într-un interviu la unul dintre canalele TV. Nicol Pașnian a văzut acest clipuleț și aproape imediat a început asfaltarea. Acum avem multe probleme în sat, dar le vom rezolva singuri. Important este că deja avem un drum asfaltat. În acest an, peste 330 de kilometri de drumuri au fost reparate în toată Republica. Acestea sunt în principal rutele cu trafic mare, cu semnificație regională și interstatală, secțiuni dificile și problematice ale autostrăzii Goris-Capan din Noiemberian, Alaverdi-Vanadzor-Sevan, un traseu ideal până la graniță cu Georgia. Lucrările la acest program au început încă anul trecut, pe timpul fostului ministru. Atunci a fost planificat să repare doar 125 de kilometri de drumuri. Dar astăzi cifra s-a dublat. Lucrările sunt în desfășurare și sunt sub controlul personal al ministrului. Pe acest tronson, lucrările vor continua încă o săptămână. Ministerul intenționează să îndeplinească planul și un pic peste. În acest sens, până anul viitor, se vor stabili standarde acceptabile pentru camioanele pe rutele interstatale, nu mai mult de 40 de tone. Deci drumurile vor fi practicabile încă mulți, mulți ani, spun specialiștii. Să vedem cum trece Belarusul la ambalajele ecologice. Smântâna, chefirul și sucul vor fi cumpărate în sticlă. Astfel de ambalaje cu prefixul eco vor apărea pe rafturile magazinelor din Belarus. Cum să te îndepărtezi de containerele de plastic și să le înlocuiești cu cele din sticlă? Ținând cont de experiența europeană și mondială și construind de asemenea a patra fabrică de sticlă din țară, cu producție inovatoare în apropierea centrului regional. Dar cel mai important este că locuitorii țării susțin inițiativa.
saci cadou din material biodegradabil și sticle reutilizabile pentru băut. O astfel de acțiune a fost inițiată de Federația Belarus, Federația Belarusului de Basket, ca o modalitate de a reduce daunele aduse mediului. Peste 100 de participanți au devenit proprietarele unor astfel de cadouri pe care sperăm că le vor folosi în viața lor de zi cu zi. De exemplu, înlocuind utilizarea pungilor de plastic și înlocuind și utilizarea sticlelor de plastic de unică folosință, care sunt slab descompuse în mediul în timpul antrenamentului. Evitarea plasticului de la inițiativa privată la scară industrială. Sticla este cel mai recunoscut material ecologic. O sticlă pe secundă scoasă din cuptorul cald. Temperatura este de 450 de grade. Deci, la fabrica de sticlă Grodno s-ar putea spune că pregătirea șampaniei e în toi. 3 etape ale controlului calității fără cusur. Peste 10 ani de activitate, Iulia Gnetețcaia a stabilit clar contactul vizual cu produsele. Vizual control butilcă prezvajor. Cererea pentru containerele de sticlă de înaltă calitate și testate în timp există mai mult de 100 dintre ele aici, este astăzi fără precedent, spun angajații fabricii. Produsele din Grodno ajung în Orientul Îndepărtat, iar piața internă trebuie asigurată. În plus, sarcina a fost stabilită de șeful statului să se îndepărteze de dominanța plasticului, deci ei sunt motivați să crească puterea de distribuție. Noi сейчас работаем над тем, чтобы в чистом поле построить новый завод. Acum lucrăm la construirea unei noi uzine în câmp deschis. Aici, la intrarea în Grodno, fabrica va fi orientată anume spre acele băuturi care sunt comercializate în plastic și care trec deja de la plastic la sticlă. Acestea sunt tot felul de băuturi, atât non-alcoolice, cât și băuturi care conțin alcool, dar și conserve. Avem un segment larg de activitate. Noua fabrică va fi angajată în lansarea de produse inovatoare. De exemplu, o sticlă ușoară este o tendință globală. Ei intenționează să se îndepărteze de plastic pe etape. În primul rând, apa plată și băuturile carbogazoase vor fi acoperite de sticlă, urmate de băuturile cu conținut scăzut de alcool. Acestea vor crea un sistem fundamental nou de livrare a sticlei. Evoluțiile proprii vor fi combinate cu experiența vecinilor. Suntem bucuroși pentru că este vorba despre dezvoltarea industriei noastre, care are o istorie veche de secole. Aceasta este una dintre cele mai vechi fabrici ale noastre. Ne așteptăm să obțină un nou nivel de dezvoltare. Consumatorul trebuie să voteze cu banul, adică dacă este cumpărat și acest produs este la cerere, atunci cu siguranță va crește în producție. Anual în lume sunt eliberate peste 3 milioane de tone de deșeuri care poluează catastrofal mediul. Oamenii de știință bat alarma și îndeamnă: nu transformați oceanul într-o supă de plastic, ci corpul vostru în tabelul lui Mendeleev. Angajarea în câmpul muncii este garantată. În Bișkek, liceele profesionale încheie un acord cu firmele care le oferă studenților teren pentru formarea practică. După un astfel de stagiu, absolvenții obțin un loc de muncă. Viitorii sudori din prima săptămână de pregătire sunt cufundați în mediul de muncă. Sarcina de astăzi este de a schimba și suda conductele pe o rețea de încălzire condiționată. Procesul este demn de un bijutier, o singură cusătură greșită, iar țeava se poate sparge. Aici din fier sunt învățați să facă lucruri utile. Peste o lună, maestrii în sudură vor putea realiza atât gardul cât și scaunele. Am încercat să fac ceva singur acasă, dar nu prea mi-a reușit. Aici însă mi-au arătat și mi-au explicat cum să mă descurc cu instrumentele. Am reușit să mă descurc. Uzina este gata să-l ia pe Talas la muncă, dar cu condiția să susțină perfect examenul. Am rămas o lună și jumătate până la certificare. Trebuie să susțină teza, să confecționeze unele obiecte, de exemplu, astfel de scaune. Comisia va evalua alegerea fierului, uniformitatea cusăturii, rezistența curentului electric în timpul sudării și aspectul general al articolului. Sudori, producători de mobilă. În fiecare an liceul este absolvit de 50 de specialiști din diverse profesii. Acești elevi studiază într-un sistem dual, adică direct în producție. Totul este real, atât clienții, cât și comenzile. Cu o zi înainte au asamblat mobilierul tapizat pentru dormitor, iar astăzi un set de bucătărie. Încheiem un acord cu acele licee care oferă deja abilități inițiale. Când îi acceptăm, ei știu deja ce să facă. Antrenăm elevii mai departe, învață meseria timp de o lună și jumate, iar apoi, după 2-3 luni, lucrează independent. Până în prezent, elevii primesc doar o bursă, însă după examen și stagiu vor încheia contracte cu angajatorii.
munții Tian Shanului de vest sunt la doar 2 ore de mers cu mașina de capitala Uzbekistanului. Foarte curând aici, în Alpii Asiei Centrale, primii turiști vor face ski și snowboard. Dar deocamdată telegondolele funcționează în regim de testare și urcă pe creastă doar inginerii și jurnaliștii. Stațiunea nouă a Mirsai a început a fi construită încă din anul 2017, iar în luna decembrie acestui an promit deja că o vor inaugura. După cum puteți vedea, nu există prea multă zăpadă aici, dar acest lucru este normal pentru aceste locuri. Până la mijlocul lunii decembrie însă vor fi multe precipitații, iar accesul la schi va fi liber. Apropo, cel mai înalt vârf de aici este de 2 km 300 de metri, iar responsabilii au decis să transforme 9.000 de hectare într-o stațiune de primă clasă, nu mai rea decât cea europeană. Profesioniști cu 30 de ani de experiență în construcții și management de proiect au dat viață ideii. La Mirsai lucrează specialiști din Andorra, Spania, Franța, Germania, Danemarca și Austria. O astfel de echipă este responsabilă pentru rezultat, atât prin onorariu, cât și prin reputație. Directorul montan, directorul de operațiuni, Thomas Torrenson, în trecutul său recent a fost și director de munte la Courchevel. A gestionat acolo infrastructură imensă. Acum lucrează cu noi și gestionează această stațiune. O persoană foarte înțeleaptă, cu multă experiență. Sperăm că stațiunea noastră va fi un mic Courchevel pe teritoriul Uzbekistanului, în inima Asiei. Din cauza încălzirii globale, cel mai probabil că aici nu se vor descurca fără zăpadă artificială. În primul an, stațiunea va fi testată în special de iubitorii de sporturi extreme din Uzbekistan. O invazie de turiști străini este așteptată abia peste 2 ani, când Tian Shanul de vest va fi acoperită de o infrastructură densă. Aici, în vârful muntelui, în cabană, pot fi găzduiți 400 de persoane, iar pe pârtie, în același timp, 4.000. Amirsai va deveni cea mai mare stațiune de schi din Asia Centrală, dar construcția cu un cost de 100 de milioane de euro va fi finalizată abia după 5 ani. Puzzle-ul legendar. La Moscova a avut loc una din etapele Cupei Mondiale pentru asamblarea de mare viteză a cubului Rubik. Să admire spectacolul a venit și creatorul acestui cub. Aflăm din reportaj cine s-a dovedit a fi cel mai rapid. Sute de susținători, dar și participanți din întreaga lume. Greu de închipuit că pe scenă pur și simplu vor rezolva un cub Rubik. Dar o fac în așa fel încât îți pare pur și simplu imposibil. Magie, nu altceva. În țara de baștină autorului puzzle-ului Yernor Rubik, Ungaria, așa și se numește, cubul magic. Însă și creatorul a venit la Moscova. El nu încetează să fie surprins de abilitățile celor care sunt stăpâni pe viteza de a strânge magicul cub. Pentru ei deja nu mai există taine. Iată de ce, anume pentru public, și se creează o adevărată magie. What does it mean, magic? Magia este ceva ce nu putem înțelege. În cub însă ea este, dar numai până când rezolv ghicitoarea. Magia constă anume în faptul că pentru a asambla puzzle-ul nu aveți nevoie de nicio magie. Este suficient să înțelegi cum să o facem. Participanții la turneul din Moscova înțeleg acest lucru mai bine ca oricine. Ei adună cubul în mai puțin de 10 secunde, dar pentru a atinge o astfel de performanță, ai nevoie de ani la rând. Aici totul este selectat după algoritm special. De ce și participanții au nivel mai deosebit de inteligență. Eu mi-am încercat puterea în diverse sporturi, dar munca mentală este mult mai aproape de mine decât cea fizică. La început, colectezi cubul doar pentru tine, dar când începi să-l faci rapid, deja vrei să concurezi și cu alții. Cubul Rubik este cea mai populară jucărie din lume. Astfel de puzzle-uri sunt vândute în lume în număr de 350 de milioane. Ele, la moment, nu are nevoie de publicitate, iar în anii 70 au renunțat chiar să fie distribuit din cauza că ar fi prea dificil. Lucru firesc, 43 de quintilioane de combinații și doar o mutare adevărată. Mai târziu, anume această dificultate i-a atras pe cumpărători. 3 недели назад судья Смит ушла со своего поста, чтобы решить загадку кубика Рубика. С тех пор ее никто не видел. De pe urma unei astfel de campanii agresive de PR, Yernor Rubik a avut doar de câștigat. La început, cubul l-a făcut primul milionar din Europa de Est. Dar nu este totuși vorba despre bogăție. Nu m-am considerat niciodată lipsit de ceva. Cubul mi-a adus mulți bani. Sunt bogat în comparație cu săracii, dar sărac în comparație cu cei bogați. Cubul nu a fost mult timp doar un puzzle. Acesta este un întreg cult. Ei încearcă să-l colecteze cu ochii închiși, picioarele sau chiar sub apă. Însă și Yernor Rubik spune, transformăm cubul și ne schimbăm. Te face să gândești. Și în acest caz, care este diferența cum să rezolvi acest puzzle?
Festivalul Internațional de Coreografie Contemporană a revenit la Vitebsk pentru a 32-a oară. Dansatori din 12 țări ale lumii au evoluat pe scena de la Vitebsk. Este vorba despre artiști invitați care, după cum se spune, sunt în afara jocului. Evenimentul central al festivalului a fost competiția din Belarus a coreografiei moderne. 25 de echipe și 31 de scenarii. Bătăliile de dans au fost de neuitat. Despre dragoste și gingășie, despre trădare și vise neîmplinite, despre lupta pentru un loc sub soare și victoriile asupra sinelui, ei vorbesc despre asta fără cuvinte, o demonstrează prin dans. Când am fost prima dată la festival și am văzut lucrările care au fost prezentate pe această scenă, mi-am fixat un scop. Eu vreau să fiu pe această scenă și să demonstrez creațiile mele. Noi deja a șaptea oară participăm la acest forum. Este un eveniment minunat pe care îl așteptăm în fiecare an. Este o fericire, dar și o mare de emoții. Vorbim totuși de un concurs. Concursul se desfășoară în trei etape. Prima a fost selectarea filmulețelor video, care au fost depuse în număr de 40. Pentru mine sunt câteva nume noi, care debutează cu niște lucrări minunate, care par a coreografilor deja consacrați. Dar nu, aceste persoane de fapt participă pentru prima dată la concurs. Avem așteptări mari anume de la numele noi din industrie. Timp de trei zile, juriul i-a ales pe cei mai buni. 31 de compoziții coreografice au fost prezentate de 25 de colective. Însă să cunoaștem finaliștii vom putea doar în ultimul tur al festivalului. Sunt convins că printre participanții festivalului sunt adevărați pictori. Pictori ai dansului care induc publicului o emoție aparte. Ei, iată, așteaptă aceste emoții. Dansul contemporan este un experiment foarte serios mereu. Este o uniune a tot ce părea a fi de neunit. Acum știm deja că barierele dintre genurile artei dispar. Vorbim despre noi forme hibride ale dansului, despre noi idei. Vitebsk este acea platformă pe care tinerii, fără cuvinte, pot însufleți cele mai îndrăznețe idei. Festivalul a încântat și publicul din Minsk. Pe scena Marelui Teatru de Operă și Balet e o premieră mondială, Vii, de la Teatrul Academic Kiev Modern Ballet. Mai târziu va fi prezentat și la Vitebsk încă câteva scenarii din partea coreografilor consacrați din Spania, Belgia și Olanda. Iar acum despre sport. Profesioniștii din hochei vor fi acum pregătiți în orașul Bilibino din Ciucotka. Acolo a fost deschis un nou patinoar și imediat a fost organizat primul turneu de hochei din oraș. Mai multe complexe sportive sunt pregătite pentru a fi deschise în regiune. Condițiile sportivilor au fost apreciate și de noi. Costul total al proiectului s-a ridicat la 55 de milioane de ruble, iar în calitate de investitori sunt întreprinderi locale. Suprafața totală a instituției este de peste 2000 de metri pătrați. În orașul oamenilor de știință din domeniul nuclear, până acum, nu a existat niciun patinoar, iar echipa de hochei se antrena pe o casetă de gheață stradală. Acum au propriul lor fascicol sportiv. În viitorul apropiat, mai multe complexe sportive similare vor apărea în alte zone îndepărtate ale regiunii. Asta va oferi un impuls de dezvoltării sporturilor și va crea o concurență serioasă între echipele de hochei. Deschidem patinoarul în Providenia. Acolo lucrările se finalizează acum și anul viitor lucrările vor fi finalizate pe terenul Ust-Belaia. Odată cu deschiderea arenei în Bilibino, sportivii și amatorii se vor putea implica în condiții confortabile tot anul. Se presupune că în timpul iernii vor avea loc antrenamente, jocuri de hochei, patinaj artistic, iar vara mini-jocuri de fotbal. Proiectul prevede un sistem de drenaj. Presupun că după ce apa va cădea în perioada de vară, vom acoperi terenul de sport cu suprafață artificială. Suprafețele au fost achiziționate și se păstrează în depozit. În ziua deschiderii arenei sportive a avut loc primul turneu de hochei din Bilibino. Gazdele au devenit campioni. Organizatorii și jucătorii speră că astfel de competiții vor deveni tradiționale și în curând vor apărea noi echipe de hochei în regiune.
Doamnelor, domnilor, ați urmărit emisiunea Continent. Am vorbit despre evenimentele principale, notabile și interesante din săptămâna trecută. Viața, experiența și noile realizări ale locuitorilor din Uniunea Eurasiatică le puteți urmări în fiecare duminică de la ora 19. Vă reamintesc, mai multe detalii puteți accesa pe pagina de Facebook a emisiunii Continent. Pe curând, toate bune!